Clujul este în top 3 județe unde în acest an au fost radiate cele mai multe firme, după București și Bihor. În primele 7 luni ale anului, la nivel național, au fost radiate cu 25% mai multe firme decât în aceeași perioadă anului trecut, arată datele Oficiului Național al Registrului Comerțului. În acest an, cele mai multe firme au fost radiate în București, peste 1300. În județul Bihor au fost oprite din activitate aproape 600 de firme, iar în județul Cluj au fost radiate 509 firme. În total, la nivel național, 10.948 de firme și-au închis porțile, sau mai bine zis, actele, în primele 7 luni ale acestui an, arată statisticile. În aproape toate județele țării, numărul de firme radiate este mai mare decât în perioada similară a anului trecut. Există însă 3 județe unde în acest an s-au închis mai puține firme decât în 2017. În Dolj, de exemplu, s-au închis cu 8,7% mai puține firme decât anul trecut, în Giurgiu cu aproximativ 4% mai puține firme radiate, iar în Teleorman în acest an și-au încheiat activitatea cu 2,5% mai puține firme. Creșterile cele mai semnificative ale suspendărilor au fost înregistrate în județele Vrancea, Botoșani și Argeș. În luna iulie, la Oficiul Registrului Comerțului s-a cerut radierea a 1330 de societăți comerciale. Cele mai multe radieri s-au înregistrat în București, 139, în Bihor, 76, iar în Cluj, 58 de firme au fost închise. Pe domenii de activitate, numărul cel mai mare de radieri a fost înregistrat în comerțul cu ridicata și cu amănuntul, în domeniul reparării autovehiculelor, în agricultură, silvicultură și pescuit, dar și în domeniul activităților profesionale, științifice și tehnice.